Bună seara, stimați telespectatori, bun venit la Arena Sportivă. În această seară, Arena Sportivă programează, sigur că da, un om deosebit de sport, un om din Zalău, care conduce și un club municipal. Dar despre cine este vorba, o să las pe invitatul meu să se prezinte. Sigur, am mai fost prezent în emisiuni, dar întotdeauna informațiile proaspete contează pentru dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Avem, după cum se vede, o continuitate. Mă numesc Silviu Mureșan, sunt directorul Clubului Sportiv Municipal Zalău. Sunt vicepreședintele Federației Române de Box. Sunt arbitru internațional la nivel olimpic la Federația Română de Box. Am o grămadă de funcții, cum spun unii, și zice, câștigi o grămadă de bani din sport. Da, așa ar zice. Da, nu este chiar așa. Multe dintre ele nu sunt remunerate. Facem din pasiune ceea ce facem, doar cea de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, unde îndeplinesc funcția de director, este remunerată. După cum știți și dumneavoastră, avem 6 secții de sport pe care le menținem cu participare la nivel de campionate naționale, la toate competițiile interne. Este vorba de atletism, box, lupte, tenis de masă, tenis de câmp și radioamatorism. Bun, domnule director, înainte de a detalia, cum a spus dumneavoastră, bine a spus, să detailăm și rezultatele avute de-a lungul de la ultima noastră întâlnire, precum și programul competiției în continuare, știți că a mai apărut un club, deci Sport Club Municipal Zalău, cu specialitatea fotbal în aceste zile pe piața respectivă a clubului de Zalău, timp în care lumea, probabil și datorită inițialelor, care nu sunt așa stufoase, dar sunt CSM, care îi consacrat clubul dumneavoastră, SCM, lumea ar face unele confuzii. Deci ce trebuie să reținem de aici, din acest CSM, SCM? Nu putem încurca cele două denumiri. Exact. Una este Clubul Sportiv Municipal, care are tradiție consacrat și este, tradițional. Da, este înființat în 1970. Celălalt este, într-adevăr, de o săptămână și jumătate, Sport Club Municipal, pentru că, după cum știți, la fel ca și cu alte denumiri, nu pot exista două entități cu aceeași denumire și întrucât Consiliul Local avea în obiectiv și în strategie să-și înființeze un club, au ajuns la această denumire Sport Club Municipal, care să reprezinte municipiul și Consiliul Local, respectiv comunitatea, în toate relațiile și în toate competițiile la care vor participa sportivii care vor fi legitimați în sub egida acestui club. Da, în primul rând, da, după o să detalăm, dar mi-a făcut plăcere să acceptați invitația mea în această Mulțumesc. Seară și pentru a face un pic de lumină, să spun așa, pentru că telespectatorii noștri trebuie să știe că, uitați, de câteva săptămâni bune sau de câteva, să zic, două, trei, patru, de când s-a înființat și a ieșit pe piață acest sport club municipal, am încercat, desigur, să aduc oameni din sfera respectivă, oameni de fotbal, că este clubul specialitatea fotbal momentan, cu acea de organigramă care o să discutăm și cu domnul director tangențial despre ea, că nu ne interesează momentan, pentru că discuția este despre CSM Zalău. Dar oamenii respectivi pe care am contactat și telefonic au refuzat elegant, spunând că nu dispun de informații. Nu știu când vor dispune atunci de informații, probabil când va fi jumătatea clasamentului sau ultima bombă din această seară este faptul că în timp ce unele ziare de sport din Zalău scriau că se reunește acel club, altele scriau senzațional că nu se mai reunește pentru că s-a rupt în două. Nu știu deci, unde este adevărul. Noi nu mergem pe halucinații, nu mergem pe altceva decât pe realitate și de aceea l-am invitat în această seară pe domnul director Mureșan, care este directorul clubului CSM Zalău, pentru a ne expune câteva din prioritățile acestui club, emblemă, să zic, pentru municipiul nostru. Deci să continuăm, domn director. Cu privire la obiective și la organigrama Sport Club Municipal Zalău, nu am multe informații, doar hotărârea de Consiliul Local care a apărut, care am citit-o, bineînțeles, în care nu este cuprins doar fotbalul. Da. Deci în ramurile de sport care le va avea în componență Sport Club Municipal Zalău, club care este sub egida Consiliului Local și a primăriei. Există fotbal, există handbal, există atletism, box, tenis de masă, lupte și lipsește volei.
Și lipsește volei, da, am înțeles. A spus că o să-l adauge ulterior. Da, o să-l adauge ulterior. Este strategia dânșilor. Nu sunt chiar pus la curent cu strategia și cu... N-am văzut. Ce zice publicată și nici... Domnul director, un paralelism între această organigramă și a dumneavoastră? Că parcă e... Nu, niciodată. Nu. Sigur că organigramă, dacă ne uităm în organigramă care... a fost aprobată de Consiliul Local, organigrama lor este foarte bine pusă la punct. Da, este conform cerințelor. Este conform cerințelor unui club care se respectă. Care se respectă. În comparație cu noi, nu pot să spun același lucru. Am înțeles. Pentru că am ridicat această problemă și la nivel de minister. Deci avem grave probleme în a obține posturi conform legii. Da. Deci dacă ne uităm ce spune legea, da, normative, cât personal prevede la contabilitate, la achiziții publice și la administrativ, suntem sub standardul legal. Legal. Vorba. La orice control suntem bătaia puștii, vorba aia, și suntem legați, pentru că de asta spun și am spus și la cealaltă emisiune. Da. Aceste cluburi înființate sub egida Consiliului Local pot fi o bulă mare de oxigen pentru sportul românesc. Da. Pentru că ei dispun deocamdată de fondurile necesare și pot să-și aloce și să-și facă organigramă care să fie funcțională. Pentru că dacă eu n-am pe nimeni pe achiziții publice, le facem noi conform legii, n-ai voie să faci un conducător de instituție să facă achizițiile publice. Da? Le facem cum le putem. Ca să fim, să ne încadrăm totuși în acea legislație care există acum. Sunt foarte greoaie. Ei au prevăzut și la juriști, și la achiziții publice, și la administrativ. Deci este o organigramă foarte bine pusă la punct. Și sper că această organigramă și acești oameni care vor fi puși acolo să-și aducă un aport substanțial asupra dezvoltării sportului pe plan local. Aici vorbeam că, într-adevăr, această ruptură care a apărut între grupul, să zic, de la Mirșit, care au spus că nu mai continuă, și câțiva care au spus că ei vor continua. Dar despre aceasta, sigur că da, este treaba lor internă. Da. Domnule director, hai să nu ne abatem de la principiile CSM, Club Sportiv Municipal, ca să zic așa. Să spunem, ce mai știi despre descentralizarea aceasta? Cu toate că descentralizarea, toată lumea spune, bate la ușă. Toată lumea, anul trecut, în august, am avut un memorandum aprobat pe Ministerul Tineretului și Sportului de a descentraliza. Doamna ministru de atunci, Ioana Bran, ne spunea că nu o să ne apuce sărbătorile și o să fim sub noua denumire a consiliilor locale. Nu s-a întâmplat acest lucru, ia că avem aproape un an de zile, imediat suntem în august. Acum două săptămâni, respectiv în 20 iunie, a mai fost aprobat un memorandum, l-am listat aici, în care Ministerul Tineretului și Sportului spune așa: se va face transferul la nivelul județelor, respectiv al municipiilor, al competențelor, privind implementarea politicilor naționale și reglementărilor în domeniul tineretului și sportului. Deci se va face transferul, fără să ne spună o dată. Da. Date de elaborat, avem o analiză de impact care este elaborată, avem un memorandum care este aprobat, la fel, avem un proiect de lege care a fost pus la transparență anul trecut și a stat 3 luni de zile la transparență, nu s-a întâmplat nicio modificare, cu toate că mi se pare foarte pueril, foarte simplu din punct de vedere legal și a continuității ramurilor sportive care sunt cuprinse în programul olimpic. Pentru că în cadrul clubului nostru avem doar ramuri sportive care sunt ramuri olimpice, sunt cuprinse în programul olimpic și astea sunt ramurile sportive de impact. Dacă ne uităm la marile competiții, bun, nu vreau să vorbesc de alte ramuri sportive, dar fac un campionat mondial absolut în România cu 10 țări și ieșim, avem 2 titluri sau 3 titluri mondiale. Pe când la ramurile sportive olimpice este cu totul altceva. Are această, să spun așa, conotație, are un efect pozitiv sau negativ asupra clubului CSM, să zic, sau în general, are această lăsare, tergiversare, ca spunem noi că 3 luni am stat la transparență și nimic nu s-a întâmplat. Deci avem acum, la fel, prevăzut în acest proiect, memorandum, da, un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor de calitate. Este ceea ce se elaborează acum și zic ei, în această anexă, că în 60 de zile de la transmiterea oficială către Ministerul Dezvoltării se va face transferul. Acest transfer, domnule director, încă nu ne-a spus nimeni.
Ar presupune... Nimeni nu i-a spus ce presupune, ar presupune, având în vedere că am predat înainte sala sporturilor și hotelul tot așa pe o ordonanță de guvern, pe o hotărâre de guvern, da, s-a făcut transferul a bazelor și a personalului care deservește aceste braze pe funcțiile care au fost. Presupun și ceea ce am citit până acum, la fel... Asta a revenit, deci, autorităților locale, județene, da, după să ne preia, să ne preia cu organigrama, exact. Organele județene, adică respectiv Consiliul Județean, o să preia Direcția Județeană pentru Sport, cu taberele și cu locațiile care le au în, în inventar. Iar Clubul Sportiv Clubul Consiliul Local al Municipiului Zalău să preia Clubul Sportiv Municipal cu organigrama și cu personal aferent. Sigur că suntem puțin, nu putem zice de un impact. Da. Mai ales că pentru anul 2019 bugetul este alocat, vom trece cu același buget care este alocat de către Ministerul Tineretului și Sportului și nu vor fi probleme financiare. După care bănuiesc că se va face o strategie la nivel local, ce vrea municipiul să susțină, pentru că până la urmă noi am mai discutat pe problema asta și spun autoritățile locale au fi dispuse un să... rol foarte mare în dezvoltarea sportului local, pentru că până la urmă este așa, este în mână să spui, te duci la București să-ți aprobe să faci o rambură sportivă în Zalău. Tip în care ce știu ei, comunitatea da. Respectivă ar fi interesată. Dacă exact, exact. Aici le revine. Avem domnule, o mentalitate, avem exact, buget pentru exact. A o promova. Avem, până la urmă, trebuie să vedem. Avem tradiție, avem tradiție. Oameni care să... Pentru că dacă ne uităm la ramurile sportive care le-am promovat și care le s-au practicat în acest municipiu de ani de zile, putem merge în continuare pe aceste ramuri sportive, pentru că aici avem, odată, profesori, specialiști, antrenori, da? Baze sportive adaptate pentru a practica aceste ramuri sportive. Mai mult, foarte mulți sportivi de aici, din acest municipiu, care au practicat, care au ajuns la un anumit nivel, au făcut și o facultate și ar putea prelua din mers, pentru că viitorul totuși este al tinerilor. Al tinerilor. Ei ar trebui promovați. Exact. Ar trebui promovați, sigur. Iar mai mici decât tinerii, să zic așa, în ghilimele, care știu să conducă și să facă niște proiecte, sunt acei care sunt tineri încă care mai practică sportul și care ne aduc, să zic așa, o culoare, să zic, sălajului, că aude lumea despre... Da. Da, existența aici, noastră pe aceste mele. Aici, așa cum spune toată lumea, sportul este un ambasador al comunității până la urmă. Adică dacă am avut-o pe Paula la Jocurile Olimpice și pe Daniela, da. Auzi ce mașini noi la Jocurile Olimpice. Da? Absolut. La acea alergare. De unde este sportiva? Din Zalău, da. Din Sălaj? Sau așa cum în cupele europene auzim de un handball club Zalău, exact, de un volei municipal. De un handball, sigur. Da, deci aici avem tradiție, aici trebuie avem. Să dezvoltăm. Și ce este păcat? Nu cooptăm aceste valori, acest sportiv care au trecut totuși prin absolut. Astea, nu-i cooptăm să-i aducem acasă și să spunem, domnule, haideți că vrem să facem totuși echipă cu voi. Voi să ne ajutați, adică voi sunteți specialiștii care ați acumulat așa de mare experiență în decursul practicării ramurilor sportive, volei, handbal, vorbesc de toate ramurile sportive, atletism, da? Veniți acasă, haideți să punem bazele și să facem mare performanță, da? Cu copiii care îi selecționați, de care noi vă punem la dispoziție bazele, vă punem un buget, haideți să facem o strategie împreună până la urmă, pentru că aici trebuie să ajungem. Da, copiii și tinerii noștri care au promovat și care au făcut mare performanță să ajungă să-și vină înapoi, să predea, să preia ștafeta de la antrenorii lor, să avem continuitate. Pentru că deja vă aducem antrenori străini. Sunt până la urmă mercenari. Să o spunem pe aia dreaptă, da? Da. Ei vin pentru bani, au un mandat, își îndeplinesc, au un își îndeplinesc, de performanță, au un de... da. Și acolo îl fac sau nu îl fac, exact. Pleacă și noi am rămas, da. Dar eu cred că ar fi cu totul altceva când avem oameni pregătiți de pe plan local care altfel sunt conștientizați să facă ceva pentru comunitatea din care provin și din care fac parte în continuare. Da, surprinde și acum, sigur că acum dumneavoastră, surprinde la iubitorii sportului, în special la cei de volei, că zice că la ultima, sigur că da, acum când s-a făcut acest buget pentru unitatea SCM Zalău, domeniul fotbal, s-au alocat, s-au tras, să zic așa, în ghilimele, și din alte, de la alte sporturi și în special de la volei, dar s-a nimerit să fie chiar și de la Academia de Copii, să zic, de la
luat o sumă de și sigur că da, în același timp sunt nemulțumiri și aici, dar vă întreb pe dumneavoastră la un club cum este CSM Zalău. Deci vine centralizat de la București, nu mai este loc de a interveni ceva în buget. În comparație cu Sport Club Municipal, Clubul Sportiv Municipal, de asta zic că este alocat bugetul de la Ministerul Tineretului și Sportului. Da. Anul ăsta nu a venit împărțit pe secții de către minister, dar au fost în anii trecuți când veneam. Atletism, 5 lei, box, 7 lei, nu știu, în funcție de performanța anului anterior. Se făcea o comisie, se făceau niște punctare și acum nu. Acum a lăsat la latitudinea conducătorului instituției să aloce în funcție de obiectivele care le-a îndeplinit anul anterior și le are anul viitor. Deci, da. Practic, conducătorul instituției cunoaște cel mai bine până la urmă și știe ce potențial are secția, ce potențial au sportivii care sunt în componența secțiilor și ce ar putea să obțină. Da, haideți să vedem, să trecem în revistă scurt pentru a ști și telespectatorii noștri, dacă în acest an competițional, deci au mai venit la dumneavoastră, să zic, sportivi, au mai plecat, deci mă refer în corpore, la ramurile care le aveți în dotare. Deci noi nu practicăm să aducem sportivi pe bani din alte județe, n-am practicat și nu a fost politica clubului niciodată. Deci specificul clubului este... Nu. Eu întotdeauna am ținut foarte mult la lucrul ăsta. Adică să găsim, să selectăm și să selecționăm copiii de pe plan local, să-i creștem, da? Și de aici să vină mari performeri care vor face acea performanță. Da, și să fie legat și exact, sufletește. Să fie legat, exact, să fie legat de clie și mi-am dovedit că nu am greșit cu strategia asta, pentru că și antrenorii noștri au înțeles și am mers, vorba aia, în sate, în comune, în orașele din județ și ne-am găsit sportivii. Dacă vorbim de asta, am deschis cu ani în urmă la Cehul Silvanie, sigur având și de la inspectorat o susținere și prin fostul director de la Clubul Copiilor din Cehu, prin Mirel Olăhuț. Am avut o susținere și am deschis secție de tenis de masă la Cehu Silvanie. Am deschis același lucru la Șimleu, unde încă găsim, suntem în căutare de soluții, să vedem o continuitate în cineva localnic care ar vrea să predea, pentru că nu o să putem face naveta de 2 sau de 3 ori pe săptămână, pentru că avem aici activitate foarte mare, foarte mare și foarte mulți copii în activitate. Am deschis de asemenea la Șimleu secție de box, pentru că am observat că este o foarte mare emulație în orașele din județ față de municipiu. Aici sunt acele ramuri sportive, oamenii s-au mai săturat de ele, mai ar vrea să încerce altceva sau vin copiii mai greu un pic ca și în orașele astea. Acolo n-au atâtea oportunități, n-au atâtea ramuri sportive să practice și atunci vin înspre noi pentru că avem totuși, avem oameni care se pricep la ceea ce fac, avem niște fonduri ca să-i ducem în competiție să obținem acea performanță și am obținut rezultate chiar frumoase cu copiii ăștia. Și de la Cehu tenis de masă și de la Șimleu cu boxul. O grupă foarte bună de fete există la Șimleu, la box. Niște băieți care au participat deja și au confirmat în campionatele naționale, pentru că e mai bine de un an de zile de când am început activitatea la Șimleu. Da, vedeți dumneavoastră și bine ați acceptat aici că făcând aceste distincții între campionat sau participări sau deschideri de noi cluburi sau de noi puncte de, ca să zic așa, de lucru în care sigur că da, aveți antrenorul respectiv dislocat și face cu copiii respectivi se întâlnește, dar vedeți dumneavoastră că avem și evenimente deosebite. A fost acea calificare până în semifinale a copiilor Under 21, cum zicea României, da, în Italia. Da, foarte frumos. Drum de excepție, sigur. A fost acum explozia lui Halep la Wimbledon, când a jucat un tenis extraordinar și a fost felicitată inclusiv de personalități din Anglia, da. Marcante. Deci câte un eveniment din ăsta ne scoate din tipar, să spun. Poate o să avem o strategie sau acea strategie mult visată, strategia sportului, care să fie până la urmă o politică națională. Poate că cineva o să ajungă să o și pună pe masă, să o pună în aplicare, să spună, domnule, este obligatoriu să facem asta. Pentru că ne uităm la copiii ăștia, Under 21, da? Da. Fotbal. Ne-au bucurat extraordinar, da? Toată nația. De ani de zile așteptăm un eveniment de genul ăsta, da? Păi ce înseamnă asta?
că se lucrează în câteva cluburi, că nu în multe, dacă ne ducem acolo, în câteva cluburi unde se face sport adevărat. Cu cine? Cu copiii comunității sau cu copiii țării selecționați din comunitățile sau din cluburile care funcționează pe plan. Aici trebuie să ajungem și noi. Sigur că niciodată nu o să închidem porțile, domnule, nu mai aducem niciun jucător străin. Da, dar l-aducem să completăm. Nu să facem o echipă 80%, 90% o echipă cu jucători străini. Nu ne interesează asta. Trebuie să dezvoltăm sportul local. Trebuie să, chiar dacă nu facem mare performanță, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem. Nu toată lumea o să facă mare performanță pe care îi selecționăm și includem într-un program de pregătire. Un an, doi, trei, da? Da. Sigur că o să se lase foarte mulți. Dar de acolo răsar vârfurile. De acolo vin marii performeri. Da? Și avem potențial, să știți, în zona noastră sunt copii sănătoși, copii cu potențial care ar putea face mare performanță și ar putea să ne îmbucure la marile competiții internaționale în anii viitori. Da, vorbind acestea despre copii, sigur că da, e o treabă, cum să vă spun, m-am uitat și eu la televizor și am văzut echipe mari, să zic, a Franței, echipa chiar a Germaniei, în care erau din insulele Capului Verde, din Ceylon, din Bahamas, din aduși și în echipa Franței, naturalizați și până la urmă cetățenii. Și mi-am zis, eu așa, fără să vorbesc cu nimeni, zic, uite, România, ăsta e de la clubul lui Hagi, ăsta e român plecat în Italia, ăsta este provenit de la Marghita, Pușcaș, ăsta din zona Oradei și așa mai departe. Deci, am avut și eu un sentiment, așa, m-am simțit mândru puțin că, uite, sunt contemporan cu acești băieți care fac să audă de localități care nu auzeai până. Eu cred că la fel am fi și la sala sportului dacă ne-am duce și 80% din echipă ar fi din Zalău. Adică mândria noastră ar fi mult mai mare. Am avea un alt sentiment. Da, sigur, ar intervenea și pe completezul care intervenea atunci și problema acelei situări într-o anumită marjă în clasament. Știi? Să nu mai atacă în locurile 1, 2, 3, să zic, nici la handball, nici la volei, să fim, mă rog, să participăm. În prima parte, dar prima dacă parte. Vom avea totuși copiii competitivi, sigur că ajungem să ne batem și la primele locuri. Da, deci dar propune și o strategie n-o de să, genul ăsta. Nu o să trecem din prima, gata, rupem tot și mergem cu copiii sau mergem cu nu știu ce nivel de... Nu, da, depinde treptat, pe treptat, ce treptat. Păi asta înseamnă, ce ar însemna asta, da? Funcționează echipa așa cum e acum, sigur. Dar avem și o echipa a doua. Da? Care este... Avem și o pepinieră de aici care se... De ce a ajuns, ajuns Hagi la rezultatele astea? Pentru că are o pepinieră. Are proprii... E și o pepinieră în care s-au muncit. În care... Acum încep să vadă roadele, da? Da? Păi toată lumea poate să le facă asta. Mai ales că sunt banii comunității în aceste cluburi sportive municipale până la urmă. Care sunt consilierii locali, da? Care sunt reprezentanții comunității. Care ei ar trebui să propună. Dar, domnule, noi vrem să ridicăm din comunitatea asta pe cineva, să ajutăm să facă sport, pentru că până la urmă ăsta e rolul, da? Ăsta e rolul nostru. Hai să facem sport. Cum? Hai să ne cumpărăm jucători? Da, uitați, mi se pare normal putea, să-i crește. La noul SCM Zalău s-ar putea să fie una din strategii acestea. Sunt zeci de copii, la junior să zic, A1, așa zice, la competiție sub 19 ani în județ. Mai sunt echipele de seniori în județ. Avem aproape fiecare comună mai dezvoltată și satele aferente, localitățile, comunitățile, s-ar putea să zic cineva să facă o selecție și cei mai buni să facă și experimentul ăsta. Dar uitați, nu se face experimentul pentru că zice nu se cunosc, nu se știu și după câteva etape devin ciuca bătăilor și le frică probabil și la antrenori să meargă pe ideea asta. Cineva totuși trebuie să-și asume responsabilitate, da? Da. Pentru că ar putea fi șansa multor copii sau multor tineri, tineri, că la urmă vorbim de o echipă de seniori, nu vorbim de copii, multor tineri care ar putea promova. Avem copii talentați, avem sportivi talentați la toate ramurile de sport în județ. Deci avem nevoie de omul care să-și asume răspunderea, să meargă în teritoriu, să vadă acele echipe care și să facă o selecție. Da. Pentru că până la urmă nu știu, ne interesează să fim pe locul întâi acolo sau pe locul doi? Nu neapărat, sigur. Nu cred. Suntem la început. Comunitatea respectivă plăti. În care a fost învățat să zic un anumit standard. Dar, cum a spus dumneavoastră, și sigur că da, scuze că vă întreb, vreau să ziceți că de la ce localități să vedem, să promovăm mai sus cu ei. Exact. Din echipele care le avem în județ, dintre tinerii talentați, sunteți în măsură să spuneți, pentru că vă ocupați și de fotbal la nivel de asociație județeană. Știu, sunt convins că avem. Păi asta e șansa lor să ajungă ceva.
Nu trebuie să țin la sporturile, neapărat, cum a spus dumneavoastră, individuale, sunt profesori în școală de educație fizică, cu tare vede că X este dotat pentru atletism, pentru o probă de alergare, pentru o probă de tenis, pentru lupte, pentru și sau box. Și ar putea să și de acolo un plus, să îndrume, sigur, să îndrume spre acea ramură sportivă în care ei văd, pentru că ei sunt specialiștii. Văd specialiștii, profesorul de sport sau exact, cei din mediul fotbalistic. Acolo ajunge. Acolo ajunge prima dată într-o sală de sport la un profesor de sport, pentru că este obligatoriu să meargă la ora de educație fizică. Și atunci acel profesor, sigur că e dator să spună: copile, tu ai un talent deosebit, la ăla care îl vede, pentru că sunt mulți care nu au talent. Da? Da. Du-te, uite, eu te îndrum spre ramura asta, ia încearcă, uite, îți dau un număr de telefon. De asta am încercat să ajungem anii trecuți și am făcut niște afișe mari cu toate ramurile sportive care le avem în cadrul clubului, cu numerele de telefon la antrenorul, ca să aibă, pentru că am discutat în multe școli și nu știau efectiv învățătorii sau profesorii numere de telefon sau numere de contact ca să-și îndrume elevii. Și atunci am încercat la fiecare sală de sport să punem un afiș cu cele șase ramuri sportive. Să reluăm cuvintele dumneavoastră, să nu le uităm după o pauză, după partea a doua a emisiunii Arena Sportivă. Da, revenim cu partea a doua la emisiunea Arena Sportivă. Arena Sportivă care se difuzează în fiecare luni de la ora 19, în reluare marți de la ora 22, timp în care îl am alături de mine pentru a dezbate unele probleme de centralizare, de sport, de diverse, de la vechiul club sportiv CSM, Club Sportiv Municipal Zalău, în același timp un club care a dat atâția ani multe talente și a șlefuit și a modelat mulți sportivi din județul nostru. Deci, domnule director Mureșan, vorbeam despre descentralizare. Ce ar însemna practic, așa, să nu fie ca și o ruptură peste noapte? Eu sper să nu fie acea ruptură, pentru că, în primul rând, procesul legislativ a decurs normal. Avem modificări de legislație în vederea susținerii sportului de către comunitățile locale, mai vine practic și ceea ce nu spune legea, spune doar preluare, fără să preluare. Spună cum, ce, când, fără nuanță, termene, fără așa. Nu, termene și așa mai departe, pentru că aici, după cum spuneam, autoritățile locale, multe dintre autoritățile locale, la fel ca și în Zalău, în toată țara, și-au înființat acele cluburi, dacă în baza voiau legii, să... Exact, exact. S-au înființat cluburile și au obținut CIS-ul, funcționează SCM-ul. SCM-ul, CSM-ul, unde n-au fost, de exemplu, la Bihor sau CSM-ul. Clubul departamental îi spune Crișul Oradea, ei și-au făcut CSM. Denumirea mai puțin contează, contează doar contează să cine administrează, exact, continuitate. Iar la nivel de Zalău, singur s-a înființat acum, cum spuneam, de două săptămâni acel sport club municipal, în care avem ramurile sportive care sunt, într-adevăr, în cadrul clubului sportiv municipal, care aparține de minister. La fel, acest club sportiv municipal, respectiv cel departamental care aparține, are un buget alocat pentru anul 2019, pentru întreg anul 2019, atât pe partea de activitate sportivă, cât și pe întreținere și funcționare, cât și salarii și cheltuieli de personal. Deci n-ar fi o mare problemă să trecem oricând. Sigur că anul ăsta, după cum știm, am avut proces electoral, o să mai avem o campanie electorală în toamnă. Nu știu dacă va fi timpul fizic necesar pentru cei de la guvernare, cu toate că ei spun în acest memorandum că s-ar fi pregătit și că în 60 de zile ar putea prezenta o strategie. Dar deocamdată vă spun sincer, din partea ministerului nu ne-a venit nicio precizare.
nu avem nicio precizare în care să ne spună niște termene sau niște o strategie bun, care să urmăm de mâine. Asta zic, domnule, că nu știu ce, deci ce reține și pe cei de la minister, timp în care uitați cum s-a făcut ceea ce constituirea unui club la Zalău municipal de fotbal. Poate vi se pare, poate părea la cineva la prima vedere stufoasă acea organigramă, dar uitându-ne, este o organigramă exact în conform legislației pentru Liga 3. Organigramă deci care minim, cum să vă spun, poate fi funcțională, da, și se poate lucra foarte bine pe fiecare acea organigramă, specifice, fiecare, deci, sigur, exact, cu fișa postului și cu atribuțiile care o să-i revină pe, nu doar pentru fotbal. Pentru cele și pentru celelalte. Dar cu atât mai mult, șepte ramuri sportive, mă refer fotbal, la dumneavoastră, că ce ar însemna un număr de cât sunteți să fiți preluați? Nu ar însemna, pentru că noi suntem în cadrul clubului, suntem 17 oameni cu personalul administrativ care deservește hotelul, avem acolo șepte oameni, sigur, cu administrativ, cu contabilitate, cu... tot ce bun, aici ar intra și, și palmare surnioasă și toate ar intra, din punct de vedere sportiv mă refer. Sau încă și asta ar fi o, ar fi o chestie de dezbătut, o temă. Nu, eu cred că ar intra, pentru că nu avem unde să-l lăsăm pe drum. Adică e păcat, adică noi venim cu un bagaj de performanțe care s-a obținut de către antrenori și de către sportivi. Și ar intra în panoplia, de la înființare, bineînțeles. Comunitățile respective, ar fi istoricul, sigur, istoricul care se păstrează și care și s-ar păstra sediul respectiv pentru club, s-ar păstra bazele sportive de administrare, cum a spus noastră tot, dar aici se iar, schimbă șefii. Aici iar comunitatea locală are totuși de lucru cu bazele sportive, pentru că ne uitam la meciul de baraj de la fotbal, da? Da, hai să-l luăm. Tribunile au fost neîncăpătoare. Corect. Am zis acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile, când s-au desfințat acele tribune metalice pe partea cealaltă a stadionului, nu avem nevoie de ele. Sigur că nu avem fotbal. N-avem fotbal. Dar în momentul când o să avem echipă, și eu mă bucur foarte mult că avem totuși echipă de fotbal, pentru că un municipiu, reședință de județ, să nu aibă echipă de fotbal. Sunt atâția copii talentați în acest municipiu care vor lucrul ăsta. Este sportul rege, hai să recunoaștem până la urmă, da? Dar uitați, sunt și chichițe legislative în care, uitați, cât timp s-a tergiversat pentru unele arene sportive mari, să spun așa, și Arena Națională și la Craiova, în care pentru acea ventilație sus sau o mică, așa, nu s-a dat ok-ul de anumite organe, în ghilimele, să spun așa. Și aici s-a pus problema, acea structură care zice dumneavoastră de rezistență, că nu îndeplinește, că se prăbușește la nu știu câte sute de spectatori, că așa a fost anihilat. Nu e nicio problemă, o refacem. O refacem, mai că o să avem nevoie de sudură, mai de puncte de o să avem nevoie de ea. Încapă... Dacă mâine avem echipă și să ne ajute Dumnezeu să realizeze transferul ăsta și să poată funcționa această echipă, da, și cred că va funcționa. Da. Mai avem un pic și începe... Da, 24 august... 24 august va fi primul meci. Cu 10 zile înainte, ei trebuie să confirme că îndeplinesc exact toate... standardele pentru a funcționa. Și vestiare, mai sunt pe acolo probleme specifice mai ale lor, probleme, ei o să le rezolvă. Mai sunt probleme de organizare și de întreținere, dar se poate. Presă, comunicație, știți cum e Liga a treia. Suntem totuși municipiul, reședință de județ. Da. Toată lumea așteaptă de la noi. În alte părți au echipe, da? Da, da. Noi nu avem. Ei, și asta va fi încă un plus la această primărie. Deci avem ceva să le oferim tinerilor din Zalău. Da? Avem ceva să oferim comunității. Trebuie să facem asta obligatoriu. Deci cine ne ține acolo? Comunitatea. Avem obligația să vedem, domnul director, din ultimele rezultate. Deci de la întâlnirea care am mai avut-o cu dumneavoastră, ați participat la competiții. Înțeles, de sportivii. Am văzut și oglindit în presă, pe internet ați ieșit. Sportivii clubului au participat, v-am spus, la toate competițiile, pentru că nu ne permitem să nu participăm la una dintre ramurile sportive care avem în organizare, să nu participăm la un campionat național. Da. Deci avem tenisul de masă care ne-a dus rezultate frumoase, avem o campionat națională, Sferle Alesia, locul 1 la simplu, la campionatul național, junior 3, locul 2 la dublu. Este componenta lotului național și dacă ne ajută Dumnezeu, este cuprinsă în lotul național care va participa la Eurochamp, la un campionat european de mini-cadeți, care se va desfășura la Strasburg 22-25 august.
La cadeți, deci care este vârsta, care spune la... Deci suntem 12-14 ani. 12-14 ani. Eu sunt o sportivă de viitor care să ajungă la nivelul ăsta. Sper la Alesia. Da, sper la Alesia. Bun, dacă mai suntem, avem mulți sportivi acolo pe lângă ea, sigur, dar am vrut să punem și un pic în pagină. Și aveți și mai mici de tenis, care vin din umbră. Tenis de masă, da, la tenis de masă selecția se face foarte devreme, la 6 ani. Sunt copii care ajung la nivelul mesei cu greu și vor să facă, vin cu părinții. De asta zic că bazele sportive încă lasă de dorit la nivelul municipiului, pentru că baza sportivă trebuie să fie pusă la punct, să fie curată, să fie igienizată, să aducă sănătate. Am văzut, asta trebuie să acum, sănătatea, nu? Am văzut pe internet o sportivă de 10 ani din China. La 10 ani, vă dați seama că era numai puțin la nivelul mesei de tenis. Da, da, da. Avea o viteză extraordinar de mare. Tot ce prindea la nivel de masă, la fileu, deci era minge câștigătoare pentru ea. Vă dați seama că a jucat cu veterani care erau peste, erau uriași față de ea. Toate mingile, exact cum a jucat stilul lui Halep acum contra lui Williams, că a mai dat pe laterale, a mai schimbat tot ce a fost pe centru, sigur că da, era... Dar asta zic că avem tineri talentați și merită să avem să-i susținem. Avem tineri talentați și la nivel de municipiu și de asta spun că trebuie să avem o strategie de a dezvolta sportul la nivel de comunitate. Să deci avem angrenați în toate... Ar fi bine venit această decentralizare, da. A da la comunitățile locale și acest sport care, practic, să nu fie... lăsat de izbeliști. Exact. Avem de asemenea la tenis. La tenis unde vorbeam de Halep și de asta. Da, avem la tenis o sportivă foarte talentată, Flonta Oana, da. Care la fel la turneul de selecție pentru accederea în lotul național a câștigat turneul, a intrat în, este componenta lotului național, tot așa de juniori. Sperăm să avem și aici rezultate, pentru că aici rezultatele vin foarte greu, turnee. Foarte multe turnee costisitoare. Noi acoperim o parte dintre ele, dar o parte le acoperă și părinții. La fel la băieți, la tenis, îl avem pe Verdeș Eric. Cum știm, tata lui a practicat voleiul la nivel de echipă mare. Chiar cu succes. Are continuitate prin băiatul lui care face așa. Și recuperare o problemă. La box avem de asemenea Magda și Paul, care este componentul lotului național la tineret. Da. Deci vorbim, eu aș fi vrut foarte mult să avem un program și n-am avut succes cu ăsta. Aș fi vrut să avem un program la nivel de municipiu de a susține pregătirea acestor copii care au ajuns la un nivel de lot național. Ei, până atunci, îi selecționăm, îi pregătim. Dacă am ajuns cu ei la un nivel de lot național, să fie susținut de comunitate prin niște programe. Da. Cu masă, cu o vitaminizare, cu o refacere, cu ceea ce are nevoie organismul unui sportiv la nivelul atunci, respectiv, de vârstă și de exact, când este convocat la lotul național pentru o competiție sau pentru un turneu sau pentru așa, el să aibă totuși un nivel înalt de pregătire care nu îl poți asigura întotdeauna. Bugetul respectiv, cu atâtea ramuri nu pot. Federația nu poate. Exact. Și aici la federație spun, trebuie să mergi pregătit, dacă... gata. Exact. Mai mergi pe timpul la armată. Ai avut valiză, clar. Când mergi de acasă, nu ai avut nimic de dat afară. Exact. Deci aici trebuie să vină comunitatea locală să zic, domnule, ne interesează copiii ăștia care reprezintă comunitatea la nivel de competiții absolut, internaționale. Absolut. Și atunci ce facem? Facem un program pentru ei. Nu sunt mulți. Să știți că nu sunt mulți. Nu știu dacă o să avem 20 de copii, componenta loturilor naționale la toate ramurile sportive. Doamne, dă să fie mai mulți. Aș vrea să fie și diverse clase. Să dar exact, diverse... exact, pe categorii de vârstă, de pe vârstă... așa, da, domnule, ne interesează. Haideți să susținem. Cum? Găsim o locație, da? Avem un hotel care îl administrăm. Îi cazăm, domnule, pe toți acolo. Da? Acolo, sub supraveghere. Da? Păi, ar fi un punctul dumneavoastră de vedere, dar uitați că ei sunt izolați la școală, trebuie să merg la meditații, merg cu alți colegi. Nu e o problemă. Deci copiii care sunt angrenați în sport, să știți că învață mai bine. Nu sunt ăia care sunt sunt ultimi în clasă sau ăia sunt de, nu poți face mare performanță dacă nu te ajută și intelectul, să știți. Așa este. Deci nu poți face. Fac
compensează cu muncă foarte mult, dar până la un anumit nivel. Deci să știți, copiii de mare performanță, care ajung la mare performanță, sunt și dezvoltați ca psihic și ca intelect. Deci discutam cu un fost, nu, de fapt și actualul fotbalist, ai mai acum are o vârstă și joacă, știți cum e, la Liga a 4-a, unde a discutat eu cu el o echipă, da. Joacă așa de umplutură, dar practic când e un scor de 0-0, el dacă intră, face ce face și face diferența. Face diferența. Dă o pasă, da. Așa, dă două și mă, dar cum, l-ai dat pasă, ai, uite, exact, ai ghicit, zice, domnule, zice, vorba aia, cum era mai de mult, zice, degeaba am aici dacă n-am aici și invers. Exact. Deci eu mă uit și privirea mea e distributivă. Exact. Și adversarii se uită după privirea mea, dar cu coada ochiului îi dau o pasă peste jucător. Da, da. Exact. Cu fiecare și strategia lui. De zice, da, am 2-3 colegi care îmi știu ce vreau să fac. Da. Și plus de aia, zice, am fost slab la alte materii, zice, dar matematica m-a plăcut. Și întotdeauna, zice, ghicesc unghiurile și ăsta. La alte materii, zice, și la fotbal mă descurc. Da. Deci cum spuneam dumneavoastră, că... Și mai spuneam la început de emisiune că omul sfințește locul. Asta e, deci, asta e regulă care e valabilă și pentru conducători și pentru sportivi. În toate ramurile. În toate ramurile din viața asta, în societate. Vedeți, în orice ai ajunge, omul sfințește locul până la urmă. Adică dacă omul ăla vrea să facă ceva, își aduce și își găsește acele portițe, acele portițe legislative, să aducă oameni capabili lângă el, care să-și atingă obiectivele până la urmă. Da. Adică dacă vrem să facem ceva, întotdeauna reușim, dar cu perseverență. N-avem. Așa este. Bun, deci continuăm, să mai continuăm. Cu sigur. Am avut la nivel de box, că eram la box, am avut până acum doar un singur campionat național unde am obținut 3 medalii. Urmează în partea a doua anului să avem campionatele naționale. Am avut foarte multe Cupa României. Deci am avut campionat național de juniori unde am avut 3 medaliați, Aciu Armand, Muste, Paul și Roșca Andrei. Am avut fetele la nivel de Cupa României cu rezultate foarte bune la box. Vorbim că totuși până la urmă trebuie să acceptăm și să vedem că pe plan internațional totuși femeile vor egalitate în toate domeniile. Uite că au egalitate chiar și la box, chiar și în ring, au voie să se bată după regulile de la box. Sigur, și am avut un loc 1 cu Hidigan Margareta, Teglaș Maria, locul 3, Linguran Roxana, locul 3, Luța Renata, locul 3, Tănesescu Diana, locul 3, am avut Oșan Elida la tineret, locul 3, și Dublete Rafaela, locul 3 la juniore. Și ajungem la, până la urmă, știți cum e, până am lăsat la urmă, Paula Todoran, atletism, da, care a fost sportiv de excepție. Da, sportiva numărul 1 a județului, deci, de ani de zile, o sportivă foarte serioasă, da. Care dacă e sărbătoare, dacă ninge, dacă plouă, o găsești la antrenament, nu lipsește. Și ca dovadă, rezultatele care încep să vină, adică încep să vină, ni le confirmă și ni le reconfirmă an de an, care a fost de multe ori campioană națională, semi-maraton, maraton. Am avut și anul ăsta campionatul național de semi-maraton, unde Paula este venit vice-campioană națională. Ea este, da, fizică, ea a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Profesează și este antrenoare la clubul sportiv școlar, da. Unde are o grupă de fete care o pregătește și pe care sperăm în viitor să le putem prelua de la clubul sportiv școlar așa cum e și să facem mare performanță cu Paula ca antrenoare. Până atunci, sigur, avem cu ea obiective. Cum v-am spus, am obținut locul 2 și vicecampioană națională la semi-maraton. Avem obiectiv la maraton. Și de anul ăsta avem un campionat mondial de supermaraton. Ultramaraton. Se aleargă 50 de kilometri. Deci să mai aleargă 8 kilometri în plus față de maratonul tradițional. Unde avem un campionat mondial și sper ca Paula să se califice. Și atunci modificăm. Da, este proba probelor. Nu știu dacă ați văzut pe viu un maraton. Da. Ultramaraton nici eu n-am văzut, dar un maraton când la finalul cursei stă sarea așa pe ca și am văzut state, că pe... Da, da, da. Sarea din transpirație se depune pe corp și pe... este foarte greu.
Mai avem ceva din competițiile viitoare, ca să, în încheiere, să, pentru telespectatori să... Avem campionate naționale, da, am spus, avem campionate mondiale, dacă ne ajută Dumnezeu să se califice Paula, și cel mai mare obiectiv care îl are Paula pentru anul ăsta sau pentru începutul anului viitor este acel obiectiv de a-și face baremul pentru a participa la Jocurile Olimpice la Tokyo 2020. Da. Pentru că, până la urmă, orice sportiv acolo tinde. Spre Jocurile Olimpice, acolo e cea mai mare performanță care poate obține. Dacă ajungi acolo, e o mare performanță. Dacă ai obținut și o medalie, înseamnă că, într-adevăr... Ca să închem într-un mod de optimist, cu ce, să zic, personal veți merge partea a doua, să zic, a anului? Anului, tot același personal, mai vin alți tineri, profesori, alți colaboratori. Eu aș vrea foarte mult să putem întineri echipa și să aducem oameni noi, dar conform legii n-avem voie să scoatem la concurs niciun post, pentru că nu sunt surse financiare în plus față de ce avem prevăzut la începutul anului. Sperăm ca pe viitor... Și nici protocoale de colaborare nu puteți face pe noi, nu. Ca instituție publică. Nu uitați, aici este un fel de blocaj. Deci uitați cum ne dă voi legislația să promovăm. Dar contracte de voluntariat. Dar pe voluntariat, cred că nu o să putem avea pretenții niciodată să facem performanță sau să facem adevărat profesionalism. Nu putem face. Pentru că la un voluntar nu poți să-i ceri ceea ce cer la unul care îl remunerez și care, contra unei sume, sigur că îți faci un serviciu. Și atunci se dezvoltă într-adevăr acea. Dar... Noi sperăm, prin această descentralizare, cum v-am spus, să avem și posibilitatea să ne pliem pe cerințe și să aducem oameni tineri. Până la urmă, dacă ne uităm, în 80% dintre antrenorii din toate ramurile sunt aproape de vârsta pensionării. Da, absolut. Deci aici trebuie, să zic, una din chichițe, aici trebuie lucru. Exact. Acolo trebuie muncit enorm, în primul rând, să-i stimulez, pentru că au rămas ultima verigă la căruță, sport, au rămas ultima verigă ca nivel de salarizare, da? Și să-i dai posibilitatea să-și demonstreze că știe să facă ceva. La cel tânăr. Sigur că în prima fază îl lipești de unul care știe și care are experiență, ca să preia din mers. Dar avem tineri care nu se îndreaptă tocmai prin prisma că salarizarea este foarte mică. Da. Bun, cu aceste precizări interesante ale domnului director Mureșan de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, emisiunea noastră a sfârșit. Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Vă spunem la revedere și nu uitați să urmăriți programele emisiunii Sălăjanului TV. La revedere!